Elevii de la Școala Nicolae Iorga Baia Mare s-au dat astăzi în spectacol la propriu și au făcut-o oficial și pe scena Teatrului Municipal. Micii artiști au susținut un program artistic cu ocazia aniversării celor 60 de ani de existența Unității de Învățământ Nicolae Iorga. L-au intitulat Școală Dragă la mulți ani, iar din public au fost încurajați și de părinți și bunici, dar și de dascăli. Mai greu a fost la final când a urcat în număr mare pe scenă și alături de ei au fost și cadrele didactice care i-au pregătit, dar s-au descurcat și așa. Astăzi au urcat pe scenă aproximativ 400 de elevi din clasele primare. Ei au fost pregătiți de învățătoarea lor, fiecare clasă, au ținut să prezinte un program artistic aici, pe scenă, în cinstea aniversării școlii Nicolae Iorga. Sunt 60 de ani de tradiție la școala Nicolae Iorga și aș vrea să le transmit tuturor multă sănătate în primul rând și să ducă pe mai departe evoluția grozavă, aș spune, pe care o au atât elevii cât și dascăle de la școala Nicolae Iorga. Reprezentația încheia seria manifestărilor dedicate împlinirii a 60 de ani de la înființarea școlii Nicolae Iorga.